Au venit nebunește spre lumea cealaltă. Trei tineri și-au pierdut viața în această dimineață în urma unui cumplit accident rutier. Tinerii veneau dinspre Ciric și s-au izbit cu mașina într-un stâlp de electricitate din apropierea cimitirului Sfinții Petru și Pavel. Aproape imposibil de descris ce este în sufletul unor părinți care își găsesc copiii în miez de noapte striviți în caroseria unei mașini. O clipă de nebunie, un moment de teribilism la volan și tragedia e gata. Era ora 1 noaptea când mașina în care se aflau doi băieți și o fată gonea spre oraș. Drumul lor s-a oprit brusc, mult prea brusc. Autoturismul a distrus un stâlp de electricitate și apoi s-a rupt în două. S-a lăsit mâna, l-a lăsit Doamne! Viața șoferului de doar 22 de ani și a unei fete de doar 17 ani s-a sfârșit într-o clipă. Celălalt tânăr din mașină, tot în vârstă de 22 de ani, a mai avut o formă de viață care s-a topit însă în această dimineață la spital. La locul tragediei au venit pompierii, polițiștii și medicii de la ambulanță. Nimeni nu a mai putut salva viața tinerilor. Aveau viteză mare, dar nu știu cum. Ce mai întâmplă și din asta? Tot și au viteză un stâlp de urmat. Cred că destul de viteză. Din primele cercetări, cauza accidentului rutier este viteza excesivă. În urma accidentului rutier au rezultat 3 victime omenești, 2 au decedat pe loc, iar a treia a fost transportată în stare gravă la unitate sanitară în vederea primirii de îngrijiri medicale. Cercetările continuă în vederea stabilirii împrejurării producerii accidentului rutier. Trupurile tinerilor morți în accident au ajuns la morgă. Legiștii vor să afle dacă au consumat alcool sau droguri. Anchetatorii sunt însă aproape siguri. Viteza și teribilismul la volan a trimis pe lumea cealaltă 3 suflete. Din păcate, nu este pentru prima dată, dar tristele experiențe ale altora nu sunt întotdeauna învățătură pentru cei de la volan. Accidentul de aseară face parte dintr-o serie neagră de astfel de evenimente produse în miez de noapte de tineri iubitori de viteză. Cu toții au ajuns în mormânt și au lăsat în urmă familii și prieteni înlăcrimați.